cumva, fără să ne dăm seama, de-a lungul anilor ne-am asumat o direcție, aceea prevenției, și venim de fiecare dată cu informații în acest sens. Ne dorim să fiți informați, pentru că de cele mai multe ori doar așa puteți să salvați nervi, bani și, bineînțeles, și emoții pe care cei din jurul vostru le-ar putea tranzita în diferite contexte în care ați aflat poate prea târziu anumite lucruri. Așa că haideți să facem un check-up medical și cumva să scăpăm de acea scuză cumva reiterată de fiecare dată: nu am timp, nu am bani, nu reușesc, sunt prea multe analize. Iată că vine o soluție care vă poate ajuta în doar două zile, despre care aflăm de la Constantinescu Raluca, fostă pacientă devenită consilier medical. Bună dimineața și bine ai venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit! Îți mulțumesc tare mult că ai venit să împărtășești o poveste de viață în primul și în primul rând și să vii cumva și ca model de bune practici pentru cei care ne urmăresc. Aș începe cu motivul care pe tine te-a dus pe acest drum al devenirii de consilier medical. Parcursul meu a început acum 3 ani de zile, când am aflat că nu pot avea un bebeluș, deși încercam asta de ceva vreme împreună cu soțul meu. Aici nu aveam șanse foarte mari, trebuia să suferim intervenții chirurgicale complicate, cu multe riscuri, și atunci am ales să mergem și către a doua opinie în afara țării, și anume în Turcia, unde am ajuns și am făcut o fertilizare care s-a concretizat cu succes din prima. După ce am născut, după operația de cezariană, am avut niște complicații de coagulare a sângelui, în urma cărora am suferit 9 atacuri cerebrale, unde n-am mai putut să mai vorbesc, paralizie pe partea dreaptă, și am ajuns din nou în Turcia, unde am avut nevoie de îngrijiri medicale și tratament corespunzător. Atunci am apelat la acest check-up medical complet, care mi-a descoperit problemele, și acum sunt bine și în viață datorită acestui lucru. Așa a pornit proiectul. Ai fi aflat altfel, de bunăvoie și nesilită de nimeni, despre aceste complicații care ar fi putut să apară? Ai fi mers din propria inițiativă să faci un... Din păcate nu. Din păcate nu. Nu avem încă educația aceasta în România să ne căutăm chiar dacă nu ne doare. Într-adevăr. Și asta a salvat multe vieți ale pacienților pe care noi i-am trimis acolo. Au descoperit probleme grave chiar dacă nu se simțeau rău, chiar dacă nu aveau simptomatologii, și le-a salvat viața. Ce înseamnă un astfel de check-up medical? Din anumite puncte de vedere, la ce ne putem aștepta? Pacientul apelează la noi, la medicișturcia.ro, pentru a obține investigațiile ce presupune check-up-ul, și anume investigații complexe, din cap până în picioare, pe românește, ale pacientului. Treci prin mai multe specializări, iar cel mai important este că rezultatul final, diagnosticul și tratamentul corespunzător, este pus de toți medicii, se consultă între ei și lucrează împreună pentru binele pacientului. Sunt curioasă dacă ai militat poate și în România pentru apariția unei astfel de comisii interdisciplinare care să vină în sprijinul pacienților de aici, pentru cei care poate nu își doresc să călătorească atât de departe. S-ar putea realiza și la noi în țară? Ce bine ar fi! Ce bine ar fi, nu-i așa? Suntem optimiști pe toate planurile, cum s-ar spune. Mereu am fost optimistă. Este foarte important, pentru că majoritatea pacienților, din păcate, merg către Turcia în ultimul stadiu sau când este foarte grav. Și ar fi bine și potrivit pentru ei să nu ajungă tocmai atunci la niște servicii medicale potrivite. De multe ori am spus că prevenția, chiar dacă în prima fază ni se poate părea costisitoare, este cea care ne salvează bugetul pe termen lung, pentru că ne ține departe de anumite patologii, aflând din timp poate cu ce anume am fost înzestrați de la natură. Și aș vrea să știu, din această perspectivă, când vine vorba de check-up-ul medical, ce discipline sunt abordate, ce fel de analize facem, pentru cei care poate se sperie de analizele de sânge. Sunt investigații complexe, de exemplu, de la oftalmologie, stomatologie, diabet și nutriție, până la cardiologie, teste de efort, RMN complet al corpului și al creierului. Se efectuează analize ginecologice pe partea de femei și urologice pe partea bărbaților, mamografii pentru femeile peste 40 de ani, tiroidă, deci practic ești verificat complet din cap până în picioare, și asta se întâmplă doar într-o zi, două. Ce reacție ai primit la astfel de analize pe care oameni cu care ai intrat în contact le-au întreprins?
Da, foarte mulți prieteni de-ai mei și familie au apelat la mine să pot să-i trimit și pe ei în Turcia pentru acest check-up. De ce? Pentru că aici, de exemplu, se fac foarte greu programările. Nu reușești să faci într-o zi, două, toate aceste investigații, să ai și rezultatul și diagnosticul și tratamentul potrivit pentru toate cele. Și atunci reacțiile au fost foarte pozitive. Nu le venea să credă că se poate întâmpla totul atât de repede și de profi. Și atunci foarte mulți au apelat la acest check-up medical. Au existat și scenarii în care oamenii chiar au descoperit anumite afecțiuni pe care nu le știau și despre care habar n-aveau? Din păcate, da. Majoritatea care merg spre check-up descoperă tot felul de afecțiuni, unele mai puțin grave, altele mai grave, precum cancerul. Și faptul că le descoperă din timp chiar le salvează viața. Cât de important este să ne schimbăm puțin optica și poate să creștem generații care să meargă mai degrabă pe mâna prevenției decât pe cea a tratamentului? Acesta practic este și mesajul meu. Mesajul meu este ca noi să nu așteptăm să ne doară, ci să mergem să ne creăm această educație, ca în fiecare an să putem face niște analize uzuale, măcar dacă nu un check-up complet, ar fi recomandat măcar la 2 ani de zile, în special pentru persoanele care trec de o anumită vârstă. Când vine vorba de toate aceste analize, există și un suport emoțional. Mă gândesc că sunt și oameni cărora le e teamă de analizele de sânge. Cunosc personal în familie, 2 bărbați foarte puternici și curajoși, mai puțin când vine vorba de înțepături. Și soțul meu a avut aceeași problemă, practic. Nu-l convingeam și până la urmă a dedus singur că este nevoie și că trebuie să ne educăm în sensul acesta și, din fericire, cei de la personalul din Turcia a fost atât de profi încât nu a simțit absolut nimic. Asta e o veste foarte, foarte bună, într-adevăr. Când vine vorba și de zona de RMN, cred că iarăși este un subiect controversat și aici bănuiesc că există câteva... Da, tehnologia este una foarte dezvoltată. Imagistica este la un alt nivel, chirurgia la fel, pentru că au roboții performanți, ei se actualizează tot timpul, doctorii sunt trimiși în tot felul de congrese, cursuri în afara țării pentru a fi specializați pe anumite ramuri pentru bolile grave și rare care există. Îți mulțumesc tare mult, Raluca, pentru informațiile de astăzi și pentru faptul că ai fost dispusă să-ți împărtășești povestea cu scopul final de a ajuta pe cei de acasă și să prindă încredere și curaj să meargă să-și facă toate analizele. Asta este cel mai important, să putem să ajutăm cât mai mulți pacienți. Dragilor, haideți puțin și în lumea astrelor să descoperim ce are de spus Olivia în această dimineață. Poate, cine știe, vă spune și ea să mai treceți pe la medicul cardiolog, pe la medicul diabetolog. De ce nu? Haideți să aflăm! Bună dimineața! Berbecii pot întâmpina mici probleme de sănătate care pot fi depășite prin odihnă și dietă moderată. Taurii intră în conflicte mai vechi fără a putea fi rezolvate. Nu este un moment oportun pentru aceste discuții. Geminii își fac multe planuri de călătorie. Au posibilitatea de a-și extinde larg orizonturile. Racii au multe ambiții personale. Ar trebui să facă o evaluare pentru a-și da seama care sunt lucrurile de care au nevoie cu adevărat. Leii trebuie să-și reconstruiască cadrul profesional. Au posibilitatea să facă un salt important. Fecioarele au nevoie de o reevaluare a ultimelor săptămâni. Nemulțumirile și conflictele pot veni din sfera sentimentală. Balanțele sunt susținute în plan profesional. În plan personal trebuie să mențină pacea și armonia zilele acestea. Scorpionii trebuie să-și asume anumite riscuri și responsabilități dacă doresc să fie apreciați la adevărata valoare. Săgetătorii simt presiune mare din partea superiorilor. Ideile fixe pe care le au îi împiedică să vadă oportunitățile care pot apărea. Capricornii nu înțeleg de ce trec prin atâtea transformări. Pe acest fond de nemulțumire se poate instala o revoltă interioară care nu le face bine. Vărsătorii amână anumite investiții și încearcă să-și păstreze o atitudine optimistă în raport cu fluctuațiile financiare pe care le întâmpină. Peștii au o atitudine rigidă și abordează totul cu multă seriozitate. Atenție și la doza de orgoliu pe care o manifestă în sfera profesională. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Alina Domnișor. Sunt
interesante veștile din această dimineață, dar vine și Valentin cu câteva informații utile. Pentru părinți, zic eu. Da. Da, ok. Accidentele casnice, spre exemplu, sunt o problemă cât se poate de reală. Un copil nesupravegheat poate foarte ușor să facă diverse lucruri pe care nu le conștientizează. Spre exemplu, în casă este și cazul meu. Eu mi-am trătit televizorul peste degete, mi-am prins mâna în ușă, că tot timpul băgam mâna în ușă să mă joc, nu știu ce îmi plăcea mie chestia asta. Am bătut palma cu fierul de călcat. Okay. Eu am călcat cuburi cu fierul de călcat, nu m-am ars. Mi-a ajutat Dumnezeu să nu mă ard. Dar da, cuburile de plastic le-am topit. Dar ai noroc că nu ai fost mama. Da, și se pot întâmpla foarte multe lucruri dacă părinții nu sunt câteva secunde, chiar de multe ori este suficient, dacă nu sunt atenți. Așa că haideți să aflăm împreună câte ceva despre accidentele canice, mai exact despre asfixia. Accidentele ce au loc în interiorul locuinței sunt evenimente cu impact semnificativ în viața copilului, dar și a familiei. Asfixia poate să apară prin pătrunderea unui obiect în calea aeriană, prin strangulare cu cordon, eșarfă, fular sau prin sufocare cu obiecte precum perna sau pătura. Putem preveni asfixia prin alegerea unor jucării adecvate vârstei copilului și evitarea celor cu părți mici detașabile. Nu lăsăm la îndemâna copilului obiecte sau alimente de mici dimensiuni, de plastic. Cordoanele draperiilor și jnururile jaluzelelor să fie scurte, iar copilul să nu aibă acces la ele. Piesele de mobilier extensibile sau rabatabile trebuie să fie corect montate, iar copilul supravegheat atunci când se află în apropierea lor. Îi explicăm că nu este bine să se joace sau să alerge în timp ce are în gură mâncare, bomboane sau gumă de mestecat. Academia Americană de Pediatrie recomandă în cazul sugarilor să doarmă pe spate, pe o suprafață fermă, fără a avea în apropiere obiecte precum perne, jucării, pilotă sau așternuturi largi ce pot obstrucționa nasul și gura. Cred că acesta a fost coșmarul vieții mele când eram mică din cauza fratelui meu, pentru că l-am văzut cum s-a necat cu lapte pentru că era hulpav. Noroc că ai mei au avut prezența de spirit necesară, s-au grăbit cu el la spital. Dar nu sunt scene pe care vrei să le vezi nici ca părinte, nici ca frate mai mare. Când mi-ai povestit tu, chiar eu nu m-am gândit vreodată că te poți neca atât de rău încât să fie nevoie să mergi la spital cu lapte. Mă gândeam la o bucățică de carne, mă gândeam la oase la pește sau alte lucruri de genul acesta. Nu. Dar da. Bine, hai să... Ieșim din zona asta. Ieșim din zona aceasta. Te rog frumos, Georgia, pune baticul. Strânge-l bine jos. Mamaie, mă, ce urmează să-mi spune zici? Spune mamaie. Și mai știi când eram mici și ne gândeam, mamă, când o să vin noi mari, o să avem mașini zburătoare, holograme, roboți peste tot. Nu, eu mă gândeam la o decapotabilă roșie, nu mergem atât de departe. La tu mine, și cu Elvis. Eu am copilării la țară, la mine s-a mers cu căruța mult timp. Deci, maximum. La tine a fost un achievement faptul că ți-ai luat mașină. Exact. Dar s-ar putea să știi. Nu se știe cu siguranță, dar deja că s-au investit vreun miliard de dolari în direcția asta, spre un înlocuitor al telefonului mobil. Nu o să mai fie discuția aia, mai scoate mamă ochii din telefon. Așa? O să fie, mai lasă mamă hologramele alea. Vai. Este un dispozitiv care se montează pe corp, practic îți locuiește telefonul. Nu, mi-e frică. Haideți să vedem imaginile, dragilor. În curând, telefoanele mobile vor deveni amintire după lansarea pe piața americană a unui dispozitiv mobil ce se prinde cu un clip pe veșmintele purtătorului. Numit AI Pin, dispozitivul este dezvoltat de startup-ul Human, a cărui evaluare de piață a ajuns deja la aproape $1 miliard. Doar pentru faza de cercetare, dezvoltatorii, soții Bethany Bongiorno și Imran Chaudhry, foști la Apple, au primit $230 de milioane. This is the Human AI Pin. It's a standalone device and software platform built from the ground up for AI. Dacă sunteți dispus să atașați AI pin-ul la piept, puteți vorbi, face gesturi și atinge pentru a face fotografii, trimite texte sau chema un asistent virtual. AI pin acceptă căști Bluetooth, dar difuzoarele sale încorporate sunt proiectate pentru a crea o bulă de sunet în jurul utilizatorului. Dispozitivul folosește un laser care proiectează o interfață vizuală pe palma utilizatorului și vine cu un asistent virtual gen ChatGPT. Play songs from famous sci-fi films. Got my music controls. If I go to the left, I can go back. If I go to the right, I can skip. If I was to go down, I can pause.
And to get back to my home screen, I just close my hand. Okay. De asemenea, toate funcțiile telefonului sunt transmise prin laser în palmă și controlate cu ajutorul gesturilor. Got my clock, weather, the date. If I tilt my hand up, got nearby. It tells me everything that might be around me and where I am at the same time. AI PIN este controlat prin atingeri, gesturi cu mâinile și comenzi vocale. O atingere dublă cu două degete pe touchpad-ul din partea din fața dispozitivului face fotografii. Aceleași atingeri de două ori plus o apăsare înregistrează video. When you want to take a photo, just double tap. AI PIN vine cu un număr de telefon și acceptă de asemenea roaming internațional, GPS, Wi-Fi și Bluetooth. Unele servicii, cum ar fi căutările web nelimitate prin AMIC și stocarea media nelimitată pe cloudul Microsoft, sunt gratuite. PIN-ul rulează pe sistemul de operare Android open source de la Google. Of course you can make a phone call. Call Yanir. Hey, Yanir, can you help me with this demo? Be right there. După achiziția unui AI PIN, utilizatorii se conectează la site Human pentru a-și sincroniza contactele și pentru a se înscrie pentru servicii suplimentare, cum ar fi muzica. Camera de pe AI PIN poate scana codul de pe un produs livrat la domiciliu și să facă instant plățile. AI PIN, lansat de curând cu dimensiunile de 4x4 cm și greutatea de 50 de grame, va fi pus în vânzare în Statele Unite începând de la $699 plus $24 lunar pentru apeluri, mesaje text și date nelimitate. Livrarea comenzilor va începe din ianuarie 2024.